fost din parte. De când? De lungă vreme. Ce înseamnă de lungă vreme? Anul acesta, cred anul trecut? Nu mai știu, cred că de anul trecut. Care sunt șansele, după părerea noastră, de a se, nu, deci, ca guvernul să, domnul, fie de acord cu eliminarea acestei penalități? Eu am o vorba mea, care spune, paza bună trece ce primești de ea sau ce să faci tu cu mâna ta, e mai sfânt decât orice altceva. Adică, eu solicit cetățenilor din Vrancea care sunt în situația asta să facă deocamdată trătirile astea către CSE și după aia în continuare în contencios. Vom mai ține legătura cu primarii și să facă adunări pe sate și așa mai încolo ca să știe fiecare cum acționează, că dacă cumva apar modificări, o să-i anunțăm în cel mai scurt timp sau iar dăm în presă ca să știe oamenii ce au de făcut. Pentru că, știți cum e, să nu niște impuneri. De regulă, când ai, când scazi dobânzi, scazi din datoria de bază. Eu nu, niciodată nu am mințit pe nimeni. Deci toată lumea de 2-3 săptămâni spune despre mine că dușmanul public numărul 1, că am spus că nu se ierte nimeni de principal. Deci ăsta e adevărul. Deci vor fi foarte grele de făcut treaba asta. Deci e ușor de promis, e mai greu de făcut. Deci până una alta eu le solicit oamenilor să vină, pentru că există șansa să scape de dobânzi și penalități, să rămână în sarcină doar cu principalul din 2007 și din anii succesivi care vin, fără penalități aplicate la acei bani. Există o șansă foarte mare, pentru că e clar o vină de la Casa de Asigurări de Sănătate. Deci, dacă mă întrebați pe mine, cred că au scăpat din vedere sau le-a fost frică de fenomen. Și veneau alegerile, vor fi întrebat politic pe cei de la putere la vremea respectivă ce facem cu astea și toată lumea a băgat capul în nisip castuțul și n-au vrut să ia taur de coarne să o rezolve. Și vă spun eu că așa a rămas. Las că o vedea, o mai lăsăm, mai vedem despre ce-i vorba, deși fenomenul a existat. Deci la mine personal au venit foarte mulți oameni care erau mișmeșteșugari, oameni mai apropiați de oraș, din comunele de jur împrejur, tot nu se pună, mi-a venit de plată, nu știu cât, cum fac, nu știu ce, deci... și se duceau, se informau la Casa de Sănătate, vedeau despre ce vorba și așa, uitați până avem aici un caz de față pentru o sumă de 9 milioane plătește 27. În 2006 mi-a venit 10.500.000, 1050 de lei și nu m-a științariment până în decembrie 2011 și am de plată 2900 de lei. Deci, uitați-vă că sunt fenomene de genul ăsta care ele puteau fi stopate. Făceai o conferință de presă, chemai primarii să discuți cu ei, adică te duceai la prefecturi. Bă, oameni buni, avem o problemă, hai să chem primarii, să-i anunți. Adică erau foarte multe posibilități ca să încerci să rezolvi problema. Una e să fi început scandalul atunci, că poate dacă începeam scandalul în 2009 și știam de treaba asta, poate să bloca de atunci. O lege, poate dădeai o lege, poate amendai chestia respectivă. Adică erau mai multe posibilități de a rezolva problema. Dar nimeni nu s-a gândit la ea, a fost lăsată așa, băgată sub preș și, scuzați-mă, suntem, nu poți să rămâi fără nicio vină. Bă, cineva e de vină în toată chestiunea asta. Cineva e de vină în toată chestiunea asta. Și am tot căutat în dreapta și în stânga. Eu nu vreau să vorbesc de aiurea, dar eu de o săptămână, de când a început scandalul ăsta, tot mă duc când la Casa de Sănătate, când la ANAF, când la Casa de Sănătate, când la ANAF, ca să-mi dau seama de unde vin. Și ar mai fi o...